Strănepoata reginei Maria continuă tradiția femeilor din familia regală care s-au implicat în activitatea Crucii Roșii de-a lungul celor 142 de ani de existență. Regina Maria a creat sistemul de ambulanțe și s-a alăturat Crucii Roșii cu dărurire și curaj în acțiunile de ajutorare a răniților. Aniversații zilei au fost sutele de voluntari. Unii dintre ei au fost în ultimele zile și în zonele afectate de inundații. Este una de cele mai mari probleme care există în România și pare foarte rău că s-a întâmplat, dar suntem pregătiți. Am avut un convoi care l-am trimis în Moldova luni cu materiale de primă necesitate, mă refer aici la cizmi, pături, corturi. În 1876, Crucea Roșie Română a fost în prima linie asistenței umanitare. La nici 3 săptămâni după înființare, prima mașină de intervenție a plecat pe frontul sârbo-turc, la sud de Dunăre. A urmat apoi războiul de independență.